Îngăduiți-mi să spun o scurtă întâmplare. Nu știu dacă e adevărată sau e imaginară, dar în întâmplarea asta, cum spuneam mai devreme, că una dintre metodele soților de a se manifesta când sunt supărați este să tacă, să se închidă în sertarul cu nimic, părându-li se că ei sunt nedreptățiți și atunci se supără și stau izolați. Asta este o formă de pedeapsă pasivă. Și așa s-a întâmplat cu un soț, a stat o noapte supărat, trei zile au stat supărat și n-a vorbit cu soția lui și a patra zi de dimineață la ora 5 trebuia să trezească, că la 7 avea avion să meargă undeva într-o localitate. Probabil că e o întâmplare din America. Și nu vorbea cu soția, de obicei ea îl trezea și acum nu știa cum să rezolve problema asta și a scris seara pe un bilet: te rog frumos, mâine dimineață să mă trezești la 5. Și i-a pus biletul pe noptieră. A doua zi s-a trezit singur. Era 7 dimineața. S-a făcut foc. A sărit ca un arc, pregătit să treacă la cealaltă metodă cu care își rezolvă problema bărbații, să se lupte, și când s-a întors a văzut un bilet pe noptieră pe care scria: trezește-te ora 5. Morala este să nu te pui cu femeile. Haideți să revenim și pentru un pic de timp să continuăm. Am pus mai devreme o întrebare și am rămas acolo fără să propunem câteva potențiale răspunsuri. Care sunt motivele care îl fac pe bărbat să se simtă nerespectat? Puțin mai devreme am întrebat care sunt motivele care fac o femeie să se simtă nerespectată. De fapt, neiubită. Dacă ne gândim la motivele care o pun pe o femeie în situația să se simtă neiubită, probabil că primul dintre ele este faptul că soțul nu o înțelege. Bărbații nu au așa mare nevoie de înțelegere pentru următorul motiv. Bărbații sunt ființe independente. Ei nu depind de nimeni. Femeile sunt persoane dependente. O să citesc eu Geneza 3 cu 16. Ascultați-mă, femeii i-a zis, și nu uitați că asta este pedeapsă ce îi spune Dumnezeu aici femeii. Asta este pedeapsă. Este amenda pentru femei. Femeii i-a zis, voi mări suferința când vei naște copii. Însărcinarea ta, 9 luni de zile și finalizarea. Voi mări durerea, va fi durerea acolo prezentă. 2. Dorințele tale depind de bărbatul tău. E pedeapsă. 3. El va stăpâni peste tine. E pedeapsă. Această rostire a lui Dumnezeu este făcută în dimineața istoriei. Pedeapsa pe care Dumnezeu i-a administrat-o diavolului a fost blestem. Blestemat să fii, să te târăști pe pământ, să mănânci sărână. E valabil și astăzi. Pedeapsa pentru bărbat nu e blestemul și nici pentru femeie. Dumnezeu doar pe diavolul l-a blestemat, pe bărbat și femeia a pedepsit. Bărbatul i-a spus să muncești până transpiri și să te înțepi în mărăcinii, spin și pălămide să îți dea pământul. Până astăzi e valabil. Nu mai e cazul nostru că noi nu mai muncim pământul, l-au muncit bunicul. Și pentru femeie este la fel, e valabil până astăzi, că dumneavoastră acceptați în manieră personală acest verset să se împlinească sau nu, aia este problema dumneavoastră. Dar ceea ce am vrut să vă spun este că bărbații nu au nevoie de înțelegere, ei au nevoie de respect. Cea mai mare nevoie a unui bărbat este să fie respectat. Când îl respectați, îi dați aripi, îi dați curaj, îi dați valoare, îi băgați benzină. Când nu-l respectați, îi luați puterea. Știți ce mesaj are un comportament care nu-l respectă pe bărbat? Ești un... Și în viitor așa va fi. Trebuie neapărat să vă respectați bărbatul. Poate îmi veți spune, nu merită. Respectă-l pentru că l-ai ales. Nu te-a obliga nimeni să-l iei. Respectă-l, e soțul dumitale și Dumnezeu îți impută dacă nu-l respecti. Dumnezeu îți poruncește să-l respecti. Ți-a dat dreptul să ți-l alegi, nu te-a obligat. Ți-a dat dreptul să ți-l alegi. Și acum, după ce l-ai ales, fă-te responsabilă să-l respecti pe omul ăsta.
dă-i viață, lasă-l să înflorească în inima lui. Dar nu asta trebuia să spun eu. Ea se plânge că soțul nu o înțelege. Ce se întâmplă de fapt acolo? De multe ori bărbații nu consideră, nu știu, nu vor să știe că soția este o persoană diferită de el. Eu nu am știut. M-am căsătorit și ani de zile mi-am chinuit nevasta. Asta nu înseamnă că nu mai chinui eu și acum. Dar înseamnă că mi-am chinuit nevasta fiindcă n-am știut că ea e o ființă diferită și femeile nu sunt ca bărbații. Femeile sunt persoane pe care Biblia le numește vase mai slabe. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Ce înseamnă o mașină mai slabă decât o mașină mai bună? Exemplul ăsta bărbații îl înțeleg bine. Sau ce înseamnă o sănătate mai slabă decât o sănătate puternică? Ei, Biblia le numește vase mai slabe. Vase mai slabe nu la nivel de calitate, ci la nivel de feminitate și de sensibilitate. Pentru cum ar fi să ne căsătorim cu un bărbat? Dumnezeu să ne păzească, că deștul nu i-a păzit pe ăștia cu LGBT-ul. Însă sensibilitatea și feminitatea pe care noi am căutat-o când ne-am căsătorit cu fata aia la vremea potrivită, face din ea o persoană vulnerabilă și o persoană care atârnă de. Biblia spune, dorințele tale depind de bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Ei, ea are nevoie de atenție, ea are nevoie să fie înțeleasă. Foarte multe femei se plâng că nu sunt înțelese. Și noi nu pricepem nimic. Când soția spune, tu nu mă înțelegi, pur și simplu noi nu pricepem nimic. Și ele nu știu că noi nu pricepem nimic. Pentru că noi nu putem să înțelegem o experiență pe care nu o avem. După cum nu înțelegem ce înseamnă să naști, că nu avem experiența asta, tot la fel nu înțelegem nimic când ne spune că nu le înțelegem. Adică cum nu le înțelegem când muncim toată ziua pentru ele? Când ne întoarcem seara acasă, nu în altă parte. Nu le înțelegem. Dar ele au dreptate. Numai că au dreptate în dimensiunea existenței lor de femei. Noi ca bărbați venim dintr-o altă experiență, avem alte capacități, altă perspectivă, alte înzestrări, alte obiective și nu ne potrivim cu ele atât de bine încât să înțelegem ceea ce nu experimentăm. Am citit în Biblie din 1 Petru capitolul 3 și v-am spuneam în introducere că Biblia dedică 6 versete femeilor. Viața lor e foarte complexă. O femeie este plină de senzori. Iertați-mi afirmația, e plină de senzori. E ca o mașină din asta cea mai nouă. Ați văzut că unele nu te lasă să, dacă vrei să intri în șansă, nu mai poți. Ei, iar bărbații sunt niște mașini simple, simple ca Dacia aia prima ediție în 1900 nu știu cât. Are doar un buton să pornești mașina și niște maniveluțe să ridici geamurile. Sunt simpli la maxim. Femeile sunt foarte complexe. Nu vi s-a întâmplat să intrați seara în dormitor să fie frig și să deschide geamul că nu ia aer? Mie mi se întâmplă foarte des treaba asta cu Carmen. Spune că nu ia aer. Eu nu înțeleg nimic din aer. Cum nu ia aer, mă, femeie? Da? Cum nu ia aer? Dar ce e dacă nu ia aer? Și să fie aer curat. Dar ăsta de care este care până acum? Dar acum deschizi geamul când ne îmbrăcăm în pijamale să ne culcăm, să mordă, adorm, dârdâind de frig? Vino cu 2 ore mai devreme și deschide geamul. Să fie aer curat. Am ajuns la 55 de ani și nu știu ce e la aer curat. Vă mărturisesc, da? O iubesc, e nevasta mea, umple dormitorul de aer curat. Uitați ce spune Biblia. Soților, purtați-vă la rândul vostru, adică cât depinde de voi, când vine vorba de voi, de responsabilitatea voastră, purtați-vă cu înțelepciune. Vă întreb și chiar îndrăznesc să vă rog, dacă aveți o opinie, să o spuneți cu voce tare, nu e retorică întrebarea. Ce înseamnă în mod concret? Nu se rostesc versetul din Biblie. În mod concret, ce înseamnă să te porți cu înțelepciune? Credeți că înseamnă și să încerci să înțelegi o ființă care pur și simplu e diferită de tine, nu e vitează și curajoasă decât în felul ei, dar e femeie, a făcut-o Dumnezeu să fie femeie și să fie cum nu suntem noi, ca să ne poată completa și împreună să fim om. Ce înțelegeți dumneavoastră când zice Biblia să te porți cu înțelepciune cu soția ta? Dumneavoastră personal, acum fără să răspundeți, dumneavoastră personal, ce notă vă puneți? Nu știu dacă aici este la fel să se măsoare durerea de la 1 la 10. Este, nu? Ok. De la 1 la 10, dumneavoastră, ce notă vă puneți în mod personal la capitolul să mă port cu înțelepciune cu soția?
Nu mă gândiți-vă, frați și surori. De data asta, frați, nu mă gândiți-vă. Suntem oameni obosiți, venim de la lucru obosiți și soția se așteaptă să fim proaspeți și disponibili pentru ea. Și uneori ne concentrăm la noi, venim acasă cu supărările noastre, cu datoriile noastre și n-avem chef de nimic. Dar ea n-are nicio vină. Ea e măritată și trebuie să aibă bărbat. Și nu mă refer acum, Doamne ferește, la relația intimă. Mă refer la complexitatea atitudinii de bărbat. Cineva trebuie să o înțeleagă. Păi dacă se duce să vorbească cu vecinul, ne facem foc. Atunci vorbește cu noi, cu persoana potrivită. Întreb, credeți că ne purtăm cu înțelepciune? Ce ar trebui să se întâmple să ne purtăm cu înțelepciune? Când Carmen, soția mea, a primit diagnosticul care cancer, acum în martie 22 se fac, adică martie 22 a fost operată, dar a primit diagnosticul la începutul lui ianuarie 2012, pur și simplu am intrat într-o dimensiune a vieții despre care eu nu am știut că există. O intensitate a durerii despre care nu am știut că există. Am vizitat mulți oameni bolnavi de cancer la spital, dar n-am avut nicio idee ce simte soțul la femeia sau femeia la bărbatul ăla. Am trecut printr-o experiență imposibil de pus în cuvinte. Și unul dintre lucrurile cu care am rămas este faptul că am dezvoltat o prețuire foarte mare pentru soția mea. Nu e aici și mă simt liber să vă spun lucrurile astea. Și m-am simțit vinovat că n-am prețuit-o mai mult cei 29 de ani înainte. Deși mi s-a părut tot timpul că am prețuit-o. Dar acum, când mă uit în urmă cu mintea de acum, îmi dau seama că nu i-am dat suficientă atenție. De multe ori am fost grăbit, uneori irascibil, nervos, cu problemele mele în cap, cu datoriile noastre, cu oamenii, cu biserica, cu o grămadă de lucruri. Și mi-a părut rău și astăzi îmi pare la fel de rău. Cât mai îmi dă Dumnezeu zile, dacă mai am mintea întreagă, mă străduiesc să mă compor diferit. Avea 16 ani când am luat-o de la taică-sa de acasă și nu eram niciunul dintre noi convertiți, pocăiți. Și i-am promis că o să o fac fericită. Și toată viața am încercat să-L slujesc pe Dumnezeu, să-I slujesc pe oameni și când ajungeam seara acasă eram la fel ca dumneavoastră. Uneori nu mai mâncam de oboseală și ea amâna pe mâine. Poate mâine vine mai devreme, poate mâine nu o să mai fie supărat, poate mâine nu o să mai fie grăbit. Îl aștepta pe împăratul, pe primarul, care era ocupat. Știu că trebuie să muncim și avem o viață plină de binecuvântări pentru care trebuie să ne jertfim. Dar să știți că, de fapt, mai mult le jertfim pe ele decât pe noi. Pentru că noi, bărbații, avem o viață foarte simplă. Ele au o complexitate emoțională, afectivă, uriașă, care le dă o teamă, o frică, o stare de depresie. Femeile au simțăminte pe care bărbații nu le au. Ele sunt extrem de complexe. Noi suntem extrem de simpli. Noi la toate lucrurile răspundem foarte simplu. Noi putem să spunem, las că mâine dimineață când mă trezesc văd ce fac. Ea nu poate să spună așa. Biblia spune să ne purtăm cu înțelepciune. Când eram un păstor mai tânăr, eram foarte drept, exageram cu dreptatea. Și cu dreptatea poți să omori oamenii, pentru că dreptatea e deasupra oamenilor. Au trecut ani și astăzi am adăugat multă înțelegere, multă dragoste, multă milă, multă bunătate la dreptatea de atunci. Și cred că este mai corect așa. Suntem tentați să fim drepți cu soțiile noastre. Soția este singura persoană cu care nu poți fi drept. Trebuie să fii doar iubitor. Și dacă ești iubitor, vei avea o familie bună. Dacă ești drept, te vei certa toată ziua. Știi ce spune Biblia? Nu ține necaz pe ea. Femeii nu-i spune treaba asta, numai bărbatului. Dar de ce spune așa? Înseamnă că avem motive să ținem necaz pe ea. Și spune să nu ține necaz pe ea. Dar nu o poți iubi dacă ține necaz pe ea. Că spune 200 de vorbe, și din cele 200, probabil că 10 ți se pare că te dezonorează, că nu te respectă.
Fraților, dacă luăm Biblia și vorbim despre poziția noastră de soți, Biblia ne spune să ne purtăm cu înțelepciune. Asta înseamnă să ne gândim când vorbim, sau mai bine zis, să ne gândim să nu vorbim. Părerea mea personală este că cine se apucă să argumenteze cu soția când este supărată și furioasă, nu se poartă cu înțelepciune. Dacă vrei să te porți cu înțelepciune, taci, pentru că nu te aude când vorbești. Dacă nu știai, crede-mă, nu te aude. Și când se liniștește, va începe să se simtă foarte vinovată. Și va vedea diferența între ea care poate a țipat și dumneata care ai tăcut ca un om pocăit. Și asta o va îndemna să vină și să spună, iartă-mă, tu ești mai bun. Și să te admire pentru cum ai reușit să gestionezi un potențial conflict. Este biserica slabă cu Hristos? Este. Este Hristos slab cu biserica? Nu. Apoi, soțul nu-i dă atenție. Într-o zi am fost acasă toată ziua, nu se întâmplă asta prea des, și seara mi-a zis soția mea, găsește-ți 5 minute să stăm un pic pe, avem o băncuță acolo într-un loc. Și am zis, dar toată ziua am stat împreună. Și mi-a zis, vino să vorbim un pic. Și am stat jos și mi-a spus, de ce zici că ai stat cu mine toată ziua, că cu mine n-ai stat deloc? Ai citit din Biblie, ți-ai făcut predici, ai vorbit la telefon cu toți oamenii, cu mine n-ai schimbat o vorbă. Și pur și simplu m-a ajutat să înțeleg cum gândește o femeie. O femeie gândește că ai petrecut timp cu ea când lași telefonul jos, când lași telecomanda jos, când lași cartea jos, când lași ziarul jos, când lași absolut tot jos. Asta se numește în limbaj de specialitate timp de calitate. Și pur și simplu te uiți la ea. Și ea vorbește. Ea vorbește să se așează femeile, să se descarce, să se bucure. Asta, ea numește asta părtășie, dar nu frățească, părtășie de căsătorie. Și vei spune, îmi pierd timpul cu ea. Da, dar îți pierzi timpul cu cine trebuie. E adevărat că îți pierzi timpul, dar singurul lucru bun e că îl pierzi cu cine trebuie. Uite ce zice Biblia. Soților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune și dați cinste femeii. Ce înțelegeți dumneavoastră prin a da cinste? Cui se dă cinstea? Împăraților? E corect, împăraților? Da. Mai marilor? Da. Cum înțelegeți acest verset din Biblie? Cum îl înțelegeți dumneavoastră? Dați cinste? De ce? Că e un vas mai slab. Nu este devotat soției. Uneori, soția dă mai multă prioritate copiilor. Sunt surori care, după ce nasc, se consacră prea mult copiilor. Și spune, el e mic, el e mare, el poate să stea fără mine, el nu poate să stea fără mine. Asta e o atitudine foarte greșită. Nu te-ai căsătorit cu copilul. Ăsta e un chiriaș, a venit azi și în 20 de ani își schimbă chiria. Cu omul ăsta te-a găsit, cu omul ăsta te lasă, omul ăsta ți-e soțul. Omul ăsta trebuie să doarmă cu nevastă sa, nu neapărat copilul, copilașul să doarmă singurel. Hrănește-l, leagă-l, schimbă-l și lasă-l să doarmă. O să spun așa, un fel de scenariu foarte ciudat. Imaginați-vă că cineva pleacă de acasă fără să aibă timp să mănânce fruștuc. Zic fruștuc că eu nu zic de obicei fruștuc, de-aia zâmbesc. Ca se zice la dumneavoastră. Și n-are timp să mănânce nimic și de obicei mănâncă breakfast de dimineață și pleacă pe drum și dintr-o dată, dacă mergem cu mijloc de transport, să zicem cu metrou, lângă el e unul care mănâncă un măr. Și trebuie să se ridice de acolo că nu mai poate să stea, că toată batista se udă. Bunica zicea, îi vine apă în gură. De ce îi vine apă în gură? Ei, numai gândiți-vă că el a mâncat, s-a săturat, bine, și stă lângă cineva care îl mănâncă un măr. Să-l mănânce sănătos. Știți ce vreau să spun? Un om cu nevoile neîmplinite va rămâne un om cu nevoile neîmplinite. Poate să fie el matur, poate să fie el tare, poate să fie el duhovnicesc, e un om cu nevoile neîmplinite. Știți ce spune Biblia? Trupul femeii nu e al ei, e al soțului și trupul soțului nu e al lui, e al ei. Întreb, cum stați la capitolul ăsta? Sunt femei care își manipulează bărbații
cu subiectul ăsta și spun, dacă nu-mi dai bani, să fii sănătos. Dacă nu, să fii sănătos. Dacă nu, nu mă las să o aduc pe mama, să fii sănătos. Că să știți că numai femeile au mame, tații nu au. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun că un cuplu tânăr, cum sunt tinerii ăștia care s-au căsătorit în septembrie și în octombrie, și-au luat un angajament puțin ciudat și nu se știe de ce l-au luat, dar așa l-au luat ei. Și-au zis așa, un an de zile n-au ce să caute nici părinții tăi, nici ai mei la noi. Nu primim pe nimeni. Un an de zile. După aceea, bineveniți. Și peste câteva luni, la ușa apartamentului, se uită pe vizor părinții băiatului. Și zice, taică-tu cu maică-tă. Ok, deschide ușa. Bă, omule, dar nu că ne-am hotărât să nu... Mă, femeie, dar tata și mama. Bă, ne-a hotărât sau nu ne-a hotărât? Fii bărbat. Ok. Părinții au ciocănit cât au ciocănit și dacă au văzut că nu e nimeni acasă, au lăsat ce era cu dreptul în fața ușii și s-au întors la ei la sat acolo de unde au venit. Peste o vreme, iar ciocăne cineva la ușă. Se uită el, zice, taică-tă cu maică-tă. Păi deschide-le. Păi cum să le deschid? Nu ne-a hotărât. Mă, zice, nu te supăra, îmi pare rău, crede-mă, dar eu nu pot să las pe tata și pe mama să plece acasă fără să-i văd. El a spus, nu ne-am înțeles și a început să vă explic, nu vă explic, în sfârșit. Când a văzut el că nu se poate, a deschis ușa. În sfârșit. Au trecut ani, au avut un băiețel, au avut al doilea băiețel și apoi al treilea copil a fost o fetiță. Când a făcut fetița, a făcut o petrecere, a invitat foarte mulți oameni, pe toți prietenii lui. Și soția a spus, nu te înțeleg, ți-am făcut doi băieți și pur și simplu n-ai făcut absolut niciun fel de sărbătoare. Și când ai făcut fata asta, când am făcut fata asta, când am adus-o de la spital, ai făcut o sărbătoare incredibilă. Poți să-mi explici care e situația? Și el a zis următorul lucru, când voi fi bătrân, fata aceasta o să mă primească în casă, băieții nu. După ce râdeți, vreau să vă spun că are dreptate logica întâmplării. Uitați ce zice Biblia. Soților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre, dând cinste ca unui vas mai slab, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Niciodată nu-i spune Dumnezeu unei femei treaba asta. Asta este o amendă, o penalizare bărbaților care nu se poartă cu înțelepciune și care nu-și cinstesc nevestele. Dumnezeu nu le mai ascultă rugăciunea. E ca și cum îi spun copilului, dacă nu faci asta și nu faci asta, nu te, ce să zic, nu-ți iau iPad, tabletă sau nu te las la meciul de nu știu ce mâine, să te joci cu copiii, stai în casă. Cum se numește asta? Pedeapsă. Vă trece prin cap că Dumnezeu ne penalizează? Noi ne rugăm și nu știm că nu ne ascultă? Vă întreb. Credeți că ne-am rugat vreodată fără ca Dumnezeu să nu ne asculte din cauza asta? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Dumnezeu, pentru că bărbatul e puternic și încearcă uneori să îi exploateze soția, că așa a luat naștere poligamia, prin exploatarea femeii, Dumnezeu îl penalizează pe bărbat și îl și avertizează și îi spune să știi că nu-ți mai ascult rugăciunea. Cu mine nu vorbești dacă îți bagi joc de tovarășul tău de viață. Fii drept și iubitor cu ea. Stimați bărbați, subiectul acesta este pe de o parte incomod, pe de altă parte l-auzim cam prea târziu. Dar numai gândiți-vă la lucrul ăsta. Dumnezeu se ține de cuvânt. Am dezvoltat un astfel de gen de relație cu soțiile noastre? Ne gândim noi în termenii ăștia la relația noastră? Dacă nu, cât de creștini suntem? Ce înseamnă pentru noi creștini să predicăm? Să fim în comitet? Suntem genul ăsta de bărbați? De ce așteptăm soțiile noastre să fie niște îngerițe? Dacă noi trecem peste un singur verset pe care Dumnezeu îl dedică bărbaților, versetul cu numărul 7. Din acest motiv, Dumnezeu îi spune bărbatului, iubește-ți nevasta. Da, da, nu mă respectă. Iubirea ta n-are legătură cu respectul ei. N-are legătură cu respectul ei. Mi s-a întâmplat în America să fiu într-o coloană de mașini, toată lumea mergea cu aceeași viteză și poliția a oprit pe unul din ei, o persoană pe care eu o cunoșteam.
Și el a fost foarte revoltat. Dom'le, dar de ce m-ai oprit pe mine? Păi zice, ai mers cu viteză. Da, dom'le, dar toată lumea a mers cu viteză. Dar zice, tu nu trebuie să plătești pentru toată lumea, tu plătești numai pentru tine. Deci tu îți permiți să calci legea, că mai sunt și alții care încalcă legea? Spune-mi, ai călcat legea sau nu? Da, plătește! Și te interesează pe tine că încalcă și altul legea? Tu dai socoteală numai în dreptul tău. Fraților, Dumnezeu ne spune să ne iubim soțiile, indiferent ce fac ele cu respectul față de noi. Asta este porunca lui Dumnezeu. Asta este porunca lui Dumnezeu. Indiferent dacă ele ne respectă sau nu, noi trebuie să le iubim. Și când le iubim, noi ne facem partea și dacă nu ne respectă, ele nu-și fac parte. Iar Dumnezeu care este deasupra o să le vorbească. Nu știu cum. Aceasta este regula. Nu avem dreptul să le penalizăm și să le judecăm noi, deși ne sunt soții. Pentru că știți ce se întâmplă când le penalizăm? Ne luăm la ceartă. Și de la noi nu primește, că spune că vor să le ținem sub papuc. Ce șansă are o soție să fie iubită dacă noi nu o iubim? Câte femei ajung în adulter din cauza asta? Probabil mai puține decât bărbați, când vom întoarce clătita pe partea cealaltă. Niciodată Biblia nu-i spune femeii să-și iubească bărbatul. Niciodată. Este surprinzător. Ani de zile pentru mine a fost de neînțeles atitudinea lui Dumnezeu. Nu zic acum e de înțeles. Care e motivul pentru care Dumnezeu îi cere doar bărbatului să-și iubească nevasta și femeii nu-i cere să-și iubească bărbatul? În primul rând că bărbatul nu are nevoie de treaba asta. În al doilea rând, pentru că femeia în mod natural își manifestă iubirea față de soț, pentru că ea e vasul mai slab. Ea e cea mai pricepută la manifestată afectivitate. Asta e specialitatea ei. Apoi, soțul este capul soției, nu invers. Și el trebuie să inițieze iubirea. Ea reacționează la iubire. Când soția nu este iubită, reacționează fără respect. Stimate soții, stimate surori, doamne, credeți că este adevărată afirmația? Sunteți descurajate să vă respectați bărbații sau să vă respectați soțul în situația în care, în mod repetat, el nu vă iubește? Sunteți descurajate să vă respectați bărbații? Sau hai să punem întrebarea, să nu o luăm din septembrie, cum am făcut cu frații, să o luăm din octombrie. De obicei vă respectați soții, dar nu la nivel de a recunoaște că sunt oameni, ci la nivelul de a recunoaște, cum spunea Sara, Petru dă argumentul acesta, mai țineți minte, domnul meu bărbatul, îl respectați ca pe capul dumneavoastră? Aveți în minte această prioritate? Depuneți efort, vă disciplinați să faceți lucrul acesta sau v-ați obișnuit așa de mult încât priviți lucrurile în mod tradițional, soț-soție, fiecare cum se descurcă? În momentul în care soția nu este iubită, devine critică, cicălitoare, istorică, reproșatoare, disprețuitoare, nerecunoscătoare, se agită, își pierde echilibru și devine așa. În mod natural, fără dragoste din partea soțului, soția reacționează fără respect. Și fiecare are dreptate când spune, da, dar celălalt... El, în loc să se uite la sine, spune, da, da, celălalt. Dar nu-i treaba mea ce face celălalt. Eu nu pot să-mi controlez soția. Singura persoană pe care eu o pot controla sunt eu. Pot eu să o controlez pe soția mea? Nu. Uneori nici pe mine nu mă pot controla cât trebuie. Eu mă pot controla doar pe mine. De aceea trebuie să mă îngrijesc de ce e treaba mea. Nu de ce e treaba altuia. Aia e treaba ei. Dacă ea ia notă mică, s-o poarte. Să rămână cu ea carnețel. Femeile nu se pricep să facă față singurătății. O femeie lăsată singură nu știe ce să facă. Femeile nu știu să stea singure. Ele au nevoie să stea cu soțul. Permiteți-mi să spun lucrul acesta. Pentru un bărbat, totul se rezumă la relația intimă. Pentru o femeie, nu.
Femeia trece dincolo de chestia asta, pentru că în dreptul ei, ăsta nu este lucru cel mai important. În dreptul ei cel mai important lucru este relația, este legătura de suflet. Asta îi dă liniște sufletească, îi dă confort. Relația intimă ține câteva minute. Nu asta este pe primul plan, pentru un bărbat da. Pentru că așa e făcut bărbatul. Știți ce spune Biblia Matei 5:28? Cine se uită după o femeie. Cine se uită după o femeie? O femeie se uită după o femeie? Nu. Bărbatul care se uită după... Nicăieri în Scriptură nu spune dacă cineva se uită după un bărbat. Asta e marea noastră ispită, asta e marea noastră căutare. Și când te uiți, ochii nu fac deosebire între soția dumitale și celelalte femei, 3-4 miliarde de femei, nu? Se simt atrași. Bărbatul e stimulat prin vedere, femeia e stimulată prin atingere. De aceea orice fată în prietenie nu trebuie să-și permite să lase pe prietenul ei sau pe logodnicul ei să o atingă, că îi decuplează sistemul de alarmă. Femeia are senzori pe corpul ei care o pun în situația să facă ceea ce logic nu vrea să facă. Nici o fată nu va ceda dacă nu se lasă atinsă. Dar mai întâi începe cu nevinovatul ținut de mână. Că toți pastorii sunt invadați cu întrebarea: e păcat să ne ținem de mână? Știți ce să le răspund la tineri? Da, e păcat. Și arată unde stă în Scriptură. Și îi zic, aproape că îmi vine să... Știți de ce e păcat? Nu e un păcat direct, e un păcat indirect. Pentru că știți ce se întâmplă? Hoțul de băiat, prima oară o ține de mână, că știe că asta e cel mai nevinovat, asta e introducerea. Dar după aceea o ține de gât. De aia nu știe. Ea crede că aici se rezumă totul. Asta se numește legea insuficienței permanente. Ce te satisface acum, nu te mai satisface mai târziu. Și la urmă o ține de după umeri, și la urmă o mângâie, și la urmă, și la urmă ajung unde ajung. Numai Dumnezeu știe la câte familii sunt astăzi pe fața pământului, câți au intrat în relația de familie prin păcat. Avem prea multă încredere în noi, frați și surori. Și prea mult neglijăm acest cuvânt cu care ne jucăm. Mi se pare că important e doar să ne botezăm cu apă, să ne botezăm cu Duhul Sfânt și apoi să mai facem câte ceva. Însă detaliile acestea mici demonstrează dacă îl ascultăm pe tata sau suntem niște copii complicați. Dacă femeile nu se pricep să facă față singurătății, îmi cer scuze, mulțumesc frumos. Dacă femeile nu se pricep să facă față singurătății, bărbații nu se pricep să facă față criticii. Încercați un pic să mă înțelegeți. Bărbații sunt războinici. Bărbații sunt lei. Când un bărbat se uită prea insistent la un bărbat, bărbatul care e privit spune: ce mă, care ți-e problema, de ce te uiți la mine? În două secunde se încaieră. Bărbatul nu știe altceva să facă, el nu știe să vorbească, pentru el, de ce te uiți la el? Ei bine, când îl critici pe bărbat, îl provoci. Nu-i de mirare că mai întâi tace și după aceea trece la luptă. Pentru că un bărbat nu știe să facă față provocării. Nu știe. El trebuie să răspundă că e un leu care nu poate să-și plece capul. Femeia e leoaica. Ea e cu pui, ea e în vizuină, ea se ocupă de creșterea puilor, de ornamentul din să fie cald, confortabil. Asta este treaba ei. Nu vorbesc acum împotriva carierismului, nu, asta e treaba mea. Vreau numai un pic să descriu diferențele pentru ca să înțelegeți de ce sunt diferiți oamenii ăștia dintre care v-ați ales unul de soț. Că dacă înțelegeți că asta este o particularitate născută, dată de Dumnezeu când l-a creat pe bărbat, atunci înțelegeți că nu numai soțul dumneavoastră este așa. Și asta nu e un defect, asta înseamnă masculinitate, după cum cealaltă parte înseamnă feminitate. Ce, nu te înțeleg, dar n-ai cum să înțelegi că vine de pe o altă planetă. E diferită, foarte diferită. Să nu mai vorbesc de diferențe de ordin pământească, adică e crescută într-o altă familie. În anumite familii se mănâncă breakfast, în altele nu. La noi în familie breakfastul e ca masa de prânz. La alții zice, bea o cafea. O cafea? Dar ce să faci cu o cafea? Te apucă slăbiciunea. Tot felul de diferențe. Într-o familie ține mama banii, la alta ține tata banii. Păi când se întâlnesc ăștia doi, cine ține banii? Toate lucrurile astea sunt o mare problemă la început. Știți ce spune bărbatul când este nerespectat? În mintea lui, dacă nu cu voce tare, el spune așa: am business.
Sunt respectat de colegii mei, toată lumea mă respectă. Mă respectă șeful, mă respectă vecinii, mă respectă păstorul, mă respectă bărbații de la biserică. Tu ești singura persoană care nu mă respecti. Când un bărbat crede asta, familia este agățată de un fir de păr. Riscul cel mai mare este că el are nevoie să vadă dacă este într-adevăr prost cum îl faci să înțeleagă, iertați-mi expresia, sau într-adevăr este competitiv. Și nu-i mare lucru să ajungă în păcat, pentru că ajunge vrând să vadă dacă mai are valoare sau nu. Uneori folosiți metoda asta de intimidare doar ca să-l speriați. Ascultați-mă, asta este o metodă foarte greșită. Nu e o metodă bună să-ți iei copilul, să-l ții așa de la balcon ca să-l sperii. Crede-mă că îți poate scăpa din mână și îl sperii de tot. Nu trebuie să-l speriem, că e un om ca noi, trebuie doar să-l respectăm. Bărbatul trebuie respectat. Nu iubit. Bărbatul nu trebuie iubit, trebuie respectat. Cineva spunea că adevărata explicație a familiei este șeful și prințesa. Cam asta este în două cuvinte, șeful și prințesa. Care sunt motivele care îi fac pe bărbați să se simtă nerespectați? Primul dintre ele, de departe, primul este soția nu are încredere în el. Soțul este capul familiei, el trăiește pentru performanță. Și cineva, tocmai iubirea vieții lui, soția lui pe care o ține la piept, aia spune, nu ești bun de nimic. Pentru că atunci când n-ai încredere într-un om, mesajul e următorul. Nu ești bun de nimic. Pe mine deseori mă duc oamenii cu mașina într-o parte și în alta călătoresc mult. Credeți-mă că uneori e complicat și mi-e frică. Și mă rog lui Dumnezeu să aibă milă. Uneori le mai zic, îi mai zic șoferului, mai pe dreptul, mai pe de-a dreptul, încerc să-i spun că are dreptul să moară singur, dar să nu omoare și pe alții, că nu are dreptul. Este complicat să nu ai încredere în cineva și să fii la el în mașină. Ești absolut speriat. Îl vezi că nu știe ce face. E imprudent. Frânează prea târziu, accelerează fără rost. Ei, tot la fel este cu soțul. Când îi spui că nu ai încredere în el, îl descalifici. Poate să aibă toți vecinii și toți prietenii încredere în el. Cine contează să aibă încredere în el e tovarășul lui de viață. Soției mele poate să-i ducă flori toată lumea. Dacă nu-i duc eu, nu-i bine. Eu trebuie să-i duc. Cine să-i spună în locul meu te iubesc? Vecinul? Păi ar fi complicat. Eu trebuie să-i spun. Însă sunt soții care fac greșeala să exagereze cu atitudinea de corectare a soțului și se poartă cu soțul ca mama. Deci în loc de soție devine mamă. Și pur și simplu cum îl cicălește pe copil și cum îl învață inclusiv de la spălatul pe dinți până la restul, tot la fel se comportă cu soțul. Și soțul se simte disprețuit. Îmi vei spune, da, dar e puțin mai... O fi cum o fi, dar e cum l-ai ales. Ce vrei să fac, să-l schimbi acum? Următorul n-are pe astea, are altele, că toți muritorii au defecte. Știți ce spune Biblia, stimate surori? Soția să se teamă de bărbat. Știți care este înțelesul pe care Cornilescu l-a tradus să se teamă de bărbat? Soția să-și respecte bărbatul. Să-l respecte. Confirmă, dă-i valoare, recunoaște. Verbalizează că nu ești din sticlă, nu se vede înăuntru, spune-i cu gura. Fă efortul ăsta, fă-ți partea. Vei spune, el nu și-o face, lasă-l în pace, fă-ți partea. Fii credincioasă înaintea Domnului. Vrei să falimentezi pentru că a falimentat el? N-ajunge că a falimentat unul. Vrei să falimentezi amândoi? Am citit mai devreme 1 Petru. Acum e timpul să recitim. Versetul 1. Zice, voi femeilor, respectați-vă bărbații, pentru că în situația în care unii nu ascultă cuvântul, să-i câștigați fără cuvânt. Vă puteți imagina treaba asta, îi vorbești și nu funcționează și la urmă ta și funcționează. Cum vine asta? Cum vine asta? Observați câtă putere există în respect? O să vă dau un exemplu din adunare. Dumneavoastră nu puteți să ascultați predica unui predicator pe care nu-l respectați ca om. E adevărat? Nu puteți să ascultați cântarea
cuiva pe care nu-l respectați ca om. Nu puteți. Pentru că omul ăla e așa de mic în ochii dumitale, adică ai dovezi că e un așa cum e și acum a venit să slujească în biserică. Dacă nu-l respecti ca om, nu-i primești slujirea. Asta este valabilă între soț și soție. Foarte valabilă între soț și soție. Scriptura spune următoarele lucruri. Dacă nu mai faci față cu gura, oprește-te. Nu mai vorbi. Și fii atent ce spune. Să fie câștigat prin când va vedea stilul tău de viață. Cornilescu a spus curat și în temere. Știți care este expresia aici în original? Când va vedea respectul tău față de el. Surorilor, este cel mai bun medicament pentru boala lipsei de iubire a bărbaților, pentru indiferența lor. Probabil că multe dintre dumneavoastră folosiți cearta, cicăleala, insistența, cuvinte grele. Ești ca tactul indiferent sau cine știe ce. Uitați ce spune omul ăsta inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Respectați-l indiferent dacă merită sau nu merită. Dumnezeu va folosi această mărturie și va pune căpune aprinși pe cap. Și vă va admira pentru că l-ați ajutat să vadă ce nu vedea. Exact cum le-am spus bărbaților puțin mai devreme să-și iubească soția, indiferent ce face ea. Așa spune Biblia, asta e ciclul fericirii. Pentru că după cum nerespectarea soțului atrage neiubirea soției, tot la fel respectarea soțului atrage iubirea soției sau iubirea soției atrage respectul soțului. Astea sunt cele două cicluri de care vorbeam. Prima jumătate a învârtirii roții, valva e jos. Până se ridică, ei iubește soția. Apoi, soția văzându-se iubită, își respectă bărbatul. Iată, dar, ciclul fericirii. Ciclul fericirii, ciclul nefericirii invers. Soția vede că soțul nu iubește și ea îi face în ciudă și nu-l respectă. Ciclul nefericirii. Amândouă s-a aici. Vei spune, nu, că depinde de soțul meu, depinde de dumneata, indiferent cine ești. La modul ideal, depinde de bărbat. La modul ideal. Dar la modul real, depinde de cine e mai duhovnicesc. N-are importanță unde apare îndreptarea, în faza asta sau în faza cealaltă, în faza de urcare a valvei sau în faza de coborâre a valvei. Atunci când îți faci partea, celălalt vede și asta îl pune pe foc, că un pic de conștiință probabil mai are. Ăsta este ciclul fericirii. Trebuie neapărat să-l inițiezi. N-are importanță că e inițiat de aici cu iubire sau de acolo cu respect. Inițiază-l. Știi cine îl inițiază? Cine are mai multă minte. Cine este mai matur și are mai mult interes pentru familie. Să-mi permit și să vă spun că aproape în fiecare familie este unul e mai bun și unul mai altfel. Da, asta este, așa este. În cele mai multe familii. E nevoie ca cineva să înceapă. Indiferent că valva urcă în prima jumătate sau că coboară în a doua jumătate. Un alt motiv al bărbaților pentru care sunt nemulțumiți nu este doar că nu au încredere în ei, ci faptul că întotdeauna soția e nemulțumită. Am citit o întâmplare care spunea că într-un oraș s-a construit o clădire cu vreo 3-4 etaje, specială pentru bărbați, în care și alegeau soții. La toate etajele erau soții și erau câteva reguli care trebuiau respectate. Și bărbații care doreau să se căsătorească mergeau și alegeau o soție. Numai că la primul etaj scria așa: aici sunt soții serioase și femei de casă. Cine vrea să intre să-și aleagă. Dacă nu ți alege acum și urci și nu-ți convine, nu te mai poți coborâ să mai iei. Iei acum sau dacă te-ai urcat să fii sănătoși. Iei ce-i acolo sau nu mai iei deloc. Asta era regula. Și doi prieteni s-au dus să-și aleagă. Și au ajuns la etajul unu, femeie de casă și femeie serioasă. Și unul îi spune: păta, eu asta caut, man, asta caut eu. Eu mi-au una de aici. Dar ăsta îi spune: mă, băiatule, dacă la etajul unu e așa, tu-ți imaginezi și e la doi. Da, mă, dar zice, dacă nu e ce-mi place, nu mai mă pot coborâ. Mă, da, e logic, mă, la doi va fi mai bine. Ok, riscă și asumă riscul și se urcă la doi. La doi, femeie serioasă și femeie de casă, și nu e cicălitoare. Și e foarte harnică. O, ăla care a propus să se urce, zice: ți-am spus, mă, omule, mă. Ăla zice: bă, bine că mi-ai spus, acum intru. Bă, stai, mă, bă, dacă la doi e așa, tu-ți imaginezi și la trei. A
Am uitat să vă spun, am greșit un lucru. Nu băieții căutau, fetele căutau. Erau femei cele care căutau, băieții erau înăuntru. Și fata îi spune celeilalte, dar imaginează-ți ce este la trei. Și s-au urcat fetele la trei. Am inversat în loc să zic fete, am zis băieții care caută. Și s-au urcat la trei. La trei, pe lângă toate celelalte patru calități, mai erau vreo 3, 4, 5, 6, ca și mașina, cu cât mai multe opțiuni, cu atât mai scumpă. Și fata care de la început a vrut să intre și așa a zis, eu nu mai merg, aici este ce caut, nu trebuie mai mult. Și cealaltă, dar tu îți dai seama ce e la ultimul etaj, că mai era un etaj. Și în sfârșit a convins-o să meargă la ultimul etaj, că acolo e ce trebuie. Când a ajuns acolo, era o hârtie pe care scria așa, aici nu sunt băieți. Acest etaj a fost construit pentru ca să dovedească femeilor din toată lumea că niciodată nu-i destul. Nu știu dacă știți asta sau nu știți, dar în general femeile sunt foarte perfecționiste. Sunt foarte perfecționiste. Să știți că există o mare binecuvântare în cineva să fie critic și să fie perfecționist, că de aici este performanță. Merge treaba. Dar să știți că poți ajunge o povară pentru tovarășul de viață dacă exagerezi lucrul ăsta. Dacă îl faci într-o manieră dezechilibrată, ajungi șef, șef de echipă. Și un șef de echipă nu mai e soție. Ajungi mamă, ajungi sergentul major din armată și nu mai există afectivitate, nu mai există feminitate, nu mai există relația aia de soț-soție romantică. Trebuie să vă gândiți la asta, stimate surori. Știu că vreți performanță, poate spune, am un soț mai moale, trebuie neapărat să-l... Da, dar ai grijă cu că în loc de un turbo, dacă pui două, îl bagi în pământ. Și relația e tot o ceartă și un conflict. Gândiți-vă că întotdeauna sunt cel puțin două puncte de vedere. Dacă te uiți din fața casei, există ușă și ferestre. Dacă te duci în spatele casei, nu mai e decât un perete fără nicio ușă și fără nicio fereastră. Și tot la casă privești. Și tot la aia. Mă apropii de încheiere, spunându-vă și faptul că încă un lucru pentru care bărbații sunt deranjați este că femeile generalizează. Femeile folosesc întotdeauna tu faci așa. Chiar întotdeauna, hai să fii serioși, nu e adevărat. Tu niciodată, adică cum niciodată, îmi spune mie Carmen, tu niciodată nu duci gunoiul. Eu niciodată n-am dus gunoiul. Nu l-am dus de fiecare dată, da, dar niciodată, păi mai mult de jumătate îl duc eu. Niciodată, domnule, nu l-am dus eu. De ce generalizează femeile? De ce folosesc cuvinte care exagerează la maxim? Că știți cât de ofensator e pentru un bărbat să audă niciodată? Bă, dar eu chiar așa, domne, ăsta e nivelul meu în fața la, în ochii soției mele? Asta e valoarea în inima soției mele, eu niciodată nu fac nimic bine și eu întotdeauna fac toate lucrurile rele? Păi mie nimeni nu mai mi-a spus treaba asta și eu pentru nimeni n-am făcut nimic și pentru femeia asta mi-am dat viața și muncesc ca un disperat și am spune că niciodată și întotdeauna. Dacă n-ar exista versetul ăla, nu țineți necaz pe femeile, pe nevestele voastre, ar mai fi cum ar mai fi, dar versetul există. Dragii mei, vă spuneam puțin mai devreme că scopul meu în seara aceasta a fost să spun că eu mă uit la soția mea cum se comportă și comportamentul meu este reacția la comportamentul ei. Și asta este marea tragedie. Eu nu ar trebui să mă raportez la comportamentul ei. Eu trebuie să mă raportez la caracterul meu. Eu trebuie să mă raportez la poruncile Dumnezeului meu. Problema e între mine și tatăl meu, nu între mine și ea. Dacă ea, într-un moment, nu mă respectă, atunci trebuie să am grijă că e suficient faptul că ea a alunecat. Să nu alunec și eu neiubind-o. Măcar să mai existe un stâlp în casă dacă unul s-a rupt. Dacă și eu reacționez cu nervi, cu supărare, cu mânie, da, hai domne că îi dau eu o lecție, nici eu nu mai bag în seamă să fie sănătos. Atunci ce se va întâmpla cu familia mea? Unde va merge? Ce vor vedea copiii la noi? Venim la adunare toți cu Biblia în subțioară și toți cu baticuțul. Zbine și una și alta, nu vorbesc împotriva lor. Asta este ușor să o facem. Dar poți, în absența respectului, să iubești? Poți, în absența iubirii, să respecti?
Am vrut să vă spun lucrurile astea în seara asta, socotind că și dumneavoastră sunteți oameni la fel ca mine și sunteți tentați din instinct să folosiți dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Nu ești în stare să mă iubești, nu te respect. Nu ești în stare să mă respecti, nu te iubesc. Ăsta este ciclu nefericirii sau ciclu nebuniei. Ciclu fericirii este fii măcar dumneata credincios, indiferent că ești bărbat sau ești femeie. Păstrează modelul lui Dumnezeu în familie, pentru că această mărturie va fi folosită de Dumnezeu pentru tovarășul de viață care își chioapătă și îi se va face rușine că e bun de gură și atât. Și va spune, omul ăsta mi-a dat o pildă, un exemplu de demnitate, trebuie neapărat să-l urmez. Întreb, cine va începe în familia mea? Dacă amândoi suntem numai cu ochii pe ceartă, pe ambiție, pe nervi, dacă pe tine nu te interesează, pe mine nici atât. Cine va începe în familia mea? Cine va începe în familia dumitale? Aceasta este marea noastră problemă, că în loc să acționăm la inițiativa noastră, reacționăm la meritele sau la absența meritelor tovarășului de viață. Asta este cea mai mare greșeală. Nu trebuie să reacționăm, deși e foarte greu să nu reacționăm. Știți ce spune Hristos? Dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Păi dar cum vei putea să întorci obrazul, să-ți mai dea încă o palmă, dacă nu ești în stare nici să întorci urechea să mai auzi încă un cuvânt? Și te enervezi și spui, a, așa faci, păi stai să vezi cum fac eu. Acesta a fost subiectul pe care am vrut să-l pun în fața dumneavoastră în această seară. Și acum este un timp bun să ne rugăm, să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne gândim la familia noastră. Mi-aduc aminte de mine că atunci când m-am căsătorit, aveam 21 de ani, m-am născut într-un sat mic de lângă Giurgiu, pe malul Dunării sub București, și în satul ăla mic, 100 de fumuri plus minus, în general bărbații se ocupau cu băutura, când veneau de la câmp, mergeau la singurul loc din sat public numit cooperativă, magazin sătesc, și acolo își lua fiecare bere, vin, țuică, ce beau și se făceau praf până seara. Femeile cu ale lor, cloște cu pui, copii și nu mai știu ce. Și toate celelalte mizerii pe care nu vreau să le amintesc dintre oameni, un sat care n-a auzit de Dumnezeu până la vremea aceea, în manieră biblică, evanghelică mă refer. Și când m-am căsătorit cu această zestre a copilăriei și a tinereții mele, fără părinți. Am fost o fire foarte militaroasă prin natura mea temperamentală și a fost greu pentru Carmen, pentru soția mea, să biruiască cu mine. Dar ne-am convertit puțin mai târziu. Știți ce m-a schimbat pe mine foarte mult, dincolo de evenimentul îmbolnăvirii ei de cancer acum aproape 6 ani? Prin natura faptului că sunt un slujitor, întotdeauna merg la mormântări. Experiența asta pe mine m-a schimbat cel mai mult. Întotdeauna într-un sicriu este o femeie sau un bărbat. Și întotdeauna în sicriul ăla unde era o femeie, îmi imaginam dacă ar fi soția mea aici. De când se roagă de mine să mă corectez în privința asta? A murit săraca și n-a putut să mai vadă că în sfârșit i-am împlinit visul. Pe mine m-a terminat treaba asta. Îmi zdrobea ultima picătură de demnitate din suflet. Îmi lua toată bucuria. Nu-mi puteam permite să accept că eu sunt genul ăla de om. Sau dacă era un bărbat, mă gândeam, am plecat. Nu o să mai aibă niciodată posibilitatea să mă vadă schimbat și să se bucure că în sfârșit m-am ținut de cuvânt, după cum mi-am promis la început că o iubesc. Am fost la foarte multe mormântări. Absolut la fiecare se derula scenariul ăsta. Și promisiuni după promisiuni, angajament după angajament, picătură cu picătură. Nu sunt un om perfect, sunt foarte departe de a fi un om perfect, dar sunt foarte diferit de cum am fost. Sunt mai bun decât ieri, însă mai rău decât mâine. Mă uit la dumneavoastră și știu că sunteți oameni ca mine. Plus, minus. Și în seara aceasta vă întreb, dincolo de faptul că am fost la adunare, mai aveți de gând să faceți ceva cu viața noastră? În mod concret, aveți puterea să vă confruntați cu ce v-a spus Dumnezeu în seara asta? Poate din mulțimea asta de cuvinte,
Or fi două și pentru dumneata. E cineva pregătit aici să spună: nu sunt un om prăpădit, dar sunt un om cu multe slăbiciuni. Și pe una sau două, maxim trei, vreau să le las aici în seara asta. Eu nu îți recomand să te hotărăști pentru toate care le ai, că așa faci de fiecare dată și sunt prea multe ca să faci o schimbare. E ca și cum încerci să schimbi toate cauciucurile de la mașină în același timp. Ia-le pe rând. Însă îți recomand în seara asta să te gândești la trei lucruri de care dumneata și mai ales tovarășul de viață e nemulțumit. Și unul dintre ele în seara asta să-l schimbi. Și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, m-ai prins din nou, dar de data asta nu o să mai fug. O să mă opresc și o să îngenuchez și o să capitulez. O să te rog să reverși peste mine Duhul tău și să mă schimbi. Vreau copilul meu să mă respecte mai mult când noi mai fi, să respecte amintirea mea și să vorbească de mine cum vorbim noi de Bradin și de nu mai știu cine. Nu ca de un ipocrit. Vrei să faci lucrul ăsta în seara asta? Ascultă-mă, dacă ai face din când în când așa, am fi alți oameni. Dar întotdeauna ne bucurăm de predică și la finalitate nu semnăm niciun angajament, că ne e frică. Nu vrem să ne asumăm nicio obligație, vrem să fim liberi. Liberi pentru ce? Liberi pentru ce? Mă întreb, mai mă respectă pe mine Carmen cât m-a respectat la început când a acceptat să fie soția mea? Sau 34 de ani au convins-o că n-are cu cine? Pe mine mă termină gândul ăsta. Să știu că cineva mă vede pe mine un nimeni în drum, nu știu cât mai am de trăit, probabil puțin, am 55 de ani astăzi. Adică în vremea asta, nu astăzi. Oamenii lui Dumnezeu, astăzi este o zi cu care nu ne mai întâlnim. Numai astăzi este astăzi. Mâine va fi o altă zi. De aceea vă recomand, fără intenția de a deveni patetic, vă recomand să avem un moment de rugăciune și mai întâi să începem rugăciunea meditând. Probabil că ești la fel ca mine. Am început viața de familie cu cele mai înalte visuri care le poate avea un om. Am zis că soția mea va fi cea mai fericită prințesă care s-a căsătorit vreodată. Am văzut-o de multe ori plângând pe femeia asta din cauza mea. Mi-e rușine de toate momentele alea. Deși eu sunt un predicator, acum sunt un păstor. Dar mai am seara asta la dispoziție. Dacă nu mai aveam, nu mai aveam. Dar mai am seara asta la dispoziție. Nu știu ce face ea acum acolo unde e, poate este într-un moment de portășie, poate gătește, poate cu nepoții sau cu copii. Dar eu sunt aici în prezența Domnului cu frații mei. Și în timp ce dumneavoastră o să vă vedeți de ale dumneavoastră, o să-mi rezolv un pic o problemă personală. Mai devreme am băut apă. Dar acum nu pentru burtă o să mă ocup. Ceva pentru calitatea mea de soț. Vreau să-i fac un cadou lui Carmen astăzi, deși nu e aici. Și când mă voi duce acasă, să înceapă să vadă că omul ăsta a mai schimbat ceva. A mai îndreptat un lucru care era strâns și mă împiedica de el în fiecare zi. Ar fi o mare onoare pentru mine să reușesc treaba asta. Ăsta este visul meu, să-i plac lui Dumnezeu și să nu fiu o povară și o problemă pentru nimeni, ci doar o soluție. Sunteți pregătiți să facem o rugăciune? Sunteți pregătiți să mergem la cruce? Vă dă Dumnezeu curajul acesta să vă asumați, să semnați în seara asta? Da, Doamne, de astăzi înainte cu ajutorul Tău. Haideți să ne ridicăm. Haideți să stăm înaintea Domnului. Vă recomand în timpul rugăciunii și nici după rugăciune să nu plecați, pentru că după rugăciunea aceasta personală vrem să facem ungere cu un de lemn. Dar înainte să ne ocupăm de alții, haideți un pic să ne ocupăm de noi. Că dacă avem pană la o roată, nu putem să ajutăm pe nimeni ducându-l dintr-un loc în altul cu mașina. Intrăm în rugăciune cu toții.